Slăvit să fie Domnul! Amin. Salutul bisericii din Bosanci pentru voi de la Elim, Iuda 20 și 21. Și venind încoace, m-a sunat fratele Radu Dorel, care e slujitor în biserica din Göteborg, Suedia. Dumnealui o primi credința aici, o primi botezul aici, împreună cu familia lui, și m-a rugat și m-a sunat de 2-3 ori și mi-a dat și un mesaj. Transmite public salutările noastre bisericii din Elim, cu dorința ca voi să vă rugați pentru el, familia și lucrarea lui de acolo. În mod special, cred că familia Todor, Iulian, Maria și ceilalți care au fost părinții lui bisericești, noi cunoaștem, dumneavoastră vă știți și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Fratele Octavian vorbea de credință. În 1 Corinteni, capitolul 13 cu versetul 13, spune așa: acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare este dragostea. Eu mi-am propus să vorbesc de cea mai mare, să vorbesc de dragoste. Cineva interpreta problema dragostei în pilda semănătorului. Acolo veți întâlni semănătorul care seamănă sămânța. Sunt 4 feluri de pământ. Întrebarea cuiva era câte boabe s-a aruncat în fiecare parcelă de pământ. Câte boabe s-a aruncat în fiecare parcelă. An de zile și anul ăsta eu mi-am semănat culturile cu mâna. Semănător și eu. Am o predică despre semănat, nu seara asta. Și eu cred că a aruncat câte 3 boabe în fiecare parcelă. De unde deduc asta? Din pământul al 4-lea care era bun. Pământul bun și sămânța bună. Sămânța bună încolțește în pământul bun și când o dat rod, un fir a dat 30, altul a dat 60 și altul 100. Un grăunte a dat 30, altul 60, altul 100. Aplicând versetul din Corinteni, eu cred că credința noastră îi 30, nădejdea, că asta e ordinea, îi 60 și dragostea e 100. Eu vă pun o întrebare acum. Număr pe toți frații de aici sau număr 100 de frați? Uite, încep cu corul, sunteți 100? Și din astea 100 de la cor, eu iubesc pe 99. Poate nici nu meritați iubiți așa de mult. Sau poate meritați, poate eu nu merit iubit așa, nu? Eu din voi iubesc 99, numai pe unul urăsc, am o problemă cu el. Și la noapte vine Domnul, eu merg în rai sau în iad? Pentru unul? Ei bine, Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 9, cât despre dragostea frățească, nici n-aveți trebuință să vă scriem, că voi înși vă ați fost învățați de Domnul, de Dumnezeu, să vă iubiți unii pe alții așa cum și faceți și iubiți pe toți frații din Macedonia. Dar doresc ca această dragoste să crească în voi, să sporească în voi. Știți, eu mi-am propus de ceva ani să plantez niște copaci pentru lemn de foc. Aici în Banat mi-a povestit unul de Paulonia, lemnul minune. Și la început m-am gândit să comand 1000 de bucăți. Cineva mi-a spus că vezi că nu-i chiar așa de minuni cu lemnul ăsta. Și m-am hotărât la 500. Acum am comandat 100 și vreau să dau 50 la careva, că mi se pare prea mult. Cineva mi-a spus, măi, că Paulonia nu crește așa de repede. Eu mă întreb, dragostea în voi cât a crescut? De câți ani sunteți pocăiți? În 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, ca și în Efeseni 4 cu 15, vorbește de creșterea în dragoste. Cât ați crescut voi în dragoste de când sunteți pocăiți? Cât de greu ar crește un pom și am acasă în livadă și multe soiuri de pom. Dar ele tot cresc. Cresc. Până la urmă eu mă întreb în tine, de când te-ai pocăit și până acum, cât e dragostea de crescută? Dacă dragostea asta ar fi un pom, ar fi un copac așa, cât ar fi de mare în dreptul tău? Am ales versetul 1, timpul trece, am văzut că trece, am ales versetul 1 ca și titlul al predicii. Stăruința în dragostea frățească. Ăsta e titlul predicii. Când vorbim de stăruință, noi penticostali suntem așa. Dacă vreți cum să stăruiești la pocăiți, la penticostal, veniți mâine seară. Stăruință înseamnă o voință puternică. Stăruința înseamnă o dorință arzătoare. Ați fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Ați stăruit după Duhul Sfânt? Păi eu nu mă gândeam decât la Duhul Sfânt, fraților. Eu în anii de liceu, în anii adolescențe, când stăruiam după Duhul Sfânt, eu nu mă gândeam decât la Duhul Sfânt. Ziua și noaptea și-a stăruit o iarnă și n-am primit. Și am trecut-o de cu vara și tot am stăruit și a doua iarnă la Brașov Domnul m-a botezat. Dar eram în liceu, eram clasa 11-a, 12-a și la ori, și în pauză, și noaptea mă trezeam, câte o oră mă rugam la marginea 4 ca să-mi dea Domnul și mie Duhul Sfânt. Asta înseamnă stăruință, înseamnă că cămașa era udă, înseamnă că eram răgușit, nu mai puteam merge la repetiție, la cor, după repetiție, că nu mai aveam voce. Asta înseamnă stăruință. Stăruință înseamnă și permanență. N-am primit în prima seară, nici în prima lună, nici în primul an. Și am trecut în al doilea an și am stăruit. Cunosc un frate care a stăruit 25 de ani. Un frate foarte credincios. Și după 25 de ani, într-o noapte, Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar nu s-a lăsat până nu a primit Duhul Sfânt. Asta înseamnă stăruință. Când vorbim de dragoste, e cam același lucru. Eu am o dorință puternică să vă iubesc pe voi. Am o permanență, e dragostea mea față de voi. Acum e drept că există și o dragoste sufocantă. Să nu o puneți acolo. Noi pentru mâine seară eram invitați într-o adunare aici lângă Timișoara, pentru sâmbătă la Nădlac o conferință cu tineri și duminică la Betel. Fratele Vale, știind de asta, o insista să venim cu o seară mai repede la voi. Pentru mine e un pic repede, pentru ei este mai bine. Nu vreau să vă sufoc cu dragostea mea, dar este o permanență, vă iubesc tot timpul pe voi și zic Domnul să vă binecuvinteze. Când vorbim de stăruință, mai spune acolo în Fapte cu 22, îi îndemna să stăruiască în credință, în 1 Timotei 2 cu 15 să stăruiască în dragoste, în sfințenie, în credință. Dar în Fapte 2 cu 42 am ascultat o predică interesantă și spunea, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și un bătrân de predicaște spunea că, frații mei, astea 4 stăruinți sunt de fapt roatele de la carul mântuirii, care duc biserica la rai. Și n-are voie să lipsească niciuna, că un car numai cu 3 roate nu mai poate să meargă. Deci toate cele 4 stăruinți trebuie să existe, să fie învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunea. Și după ce a terminat predicatorul comparația asta de făcut, s-a ridicat un frate de la Bistrița, fratele Gheorghe Lazar, și a spus, nu, fraților, o să vă spun ceva. Carul, chiar dacă are 4 roate bune, poate să meargă în șanț. Poate să dea în râpul cu roatele bune. Ca să nu dea în șanț, la care îi mai trebuie și o cârmă. În Bucovina se spune oiște, pe ei se spune rudă, cred că, nu? Eu încă mai lucrez cu carul și acum. Ei bine, și vine Apostolul Pavel în Evrei 13 și pune a 5-a stăruință, care de fapt arată direcția. Pe lângă cele 4, Pavel vine și ne spune direcția carului, direcția de mers a bisericii, stăruiți în dragostea frățească. Doamne ajută-ne! Spunea un frate atunci când avem de luat o hotărâre, de făcut o judecată și nu știm exact adevărul și ce trebuie să facem, să luăm hotărârea care e cea mai aproape de dragoste. Și Dumnezeu o să ne ierte. Am întâlnit oameni care stăruiesc în legătura frățească, dar numai ei, grupul lor, stăruiesc în rugăciune, dar pe mine nu mă primește, nici nu mai vorbesc de frângerea pâinii. Odată eram acasă, am venit un frate din Ardeal, îmi spune, frate Dragoș, te rog, du-mă cu mașina la rugăciune în satul cu tare. Nu cunoșteam pe nimeni acolo. M-am suit în mașină, am luat un frate din Bosanci și ne-am dus la adresa aceea. Acolo m-am uitat, nu cunoșteam pe niciun pocăit. Erau mai mulți adunați la rugăciune, era un grup așa mai aparte, ei nu erau cu biserica. Pe fratele din Ardeal, când l-au văzut, l-au sărutat, l-au strâns în brațe. Cu mine aproape că n-ar fi dat mâna, parcă eram lepros. Așa, vreo 2 din politețe au întins mâna, foarte reci. Și s-au așezat frații la rugăciune. Eu fiind și eu pocăit, am spus, nu stau la volan în mașină, mă rog și eu. Și m-am plecat cu ei pe genunchi. Domnule, am căzut în față la un frate, nu uit, cred că trăiesc, un bărbat voinic, care a început rugăciunea, s-a uitat așa pe zi la mine și a început să roage, Doamne, cine-i omul ăsta? Doamne, descoperă-l, Doamne, dă-i păcatele pe față. Băi, fraților, eu n-am auzit rugăciunea așa de puternică. Cât putea, descoperă-l, Doamne, răhne. Eu nu mă mai puteam ruga. Și am trecut la aprobare și spuneam, amin, Doamne, te rog, Doamne, ascultă-l, Doamne. El când a auzit că eu mă rog așa, s-a oprit. Și ne-am uitat la altul, mie îmi venea să râd, lui venea să plângă. Nu uitam așa în timpul rugăciunii, Doamne, ascultă-i. Măi, fraților, nu sunt arhanghel venit din cer direct. Îți pocăiți exact ca și voi. Nici mai bun, nici mai rău. Dar a desconsidera pe unii frați, ai trata așa cu o superioritate care n-ar trebui să o avem. Sunt oameni care stăruiesc în legătură, în frângere, în rugăciune, dar nu stăruiesc în dragostea frățească. Eu aș dori ca Domnul să ne dea puterea aceasta și înțelept să stăruim în dragostea frățească, amin? Acum am uitat în textul acesta și am observat că dragostea aceasta, stăruința aceasta în dragoste, trebuie demonstrată într-un fel. Și în textul de mai jos spune așa, în versetul 2, să nu dați uitării primirea de oaspeți. Demonstrația dragostei se face în primul rând în domeniul material. În domeniul material spune să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii fără să știe au găzduit pe îngeri. Noi aici la Timișoara avem o gazdă și chiar două care sunt minunate. Mulțumim public fratelui Valentin, la sora Irina, la fratele Geru, la care am mai dormit. Dar întrebarea mea, spune Iacov în capitolul 2 cu versetul 1, fraților, să nu țineți credința voastră cu căutare la fața omului. Acum eu am observat și la noi la adunare tot așa, eu am foarte mulți musafiri acasă, stau lângă adunare, slujesc ca păstor de mulți ani de zile, am umblat mult și mulți îmi întorc vizitele. Și eu am foarte mulți musafiri. Acum e drept că de unii ești bucuros și de unii nu ești chiar bucuros. Dar vorbesc de posibil sfinți, nu de aceia care dormeau și pe jos și încereau mereu până mă supărau. Nu de aia. De posibili sfinți. Știți că se face deosebire și la primirea de oaspeți. Că de ești un păstor, mai ales de ești un proroc, un cântăreț, ar mai trage cineva de tine. La noi mi-a dat un frate și era bolnav și eu prins la amiază cu alte anunțuri, am plecat acasă și mi-am adus aminte că fratele la nu știu cine o rămas în ușa adunării și tatăl meu, vecin cu adunarea, s-a dus și l-a găsit la un alt vecin și spune, măi, nu știu cine era omul ăsta, dar gazda, un om de 80 de ani îl hrănea. Cine era omul ăla? Avea Parkinson, tremura tăt și gazda noastră cu o mână îl ținea și cu una îl hrănea. Eu încă n-am făcut așa, nici nu mi-ar place, spun drept să fac. Dar dacă acela era un înger al Domnului, dar dacă era un sfânt al Domnului. Tatăl meu a luat botezul prin 40 și ceva. Și îmi spunea că în anii tinerețe lui era la Saltea un mare proroc, unul botez, un om foarte obișnuit, foarte șters, un pic bronet așa, și era un om de nebăgat în seamă. Și îmi spunea că într-una din zile a fost într-o adunare, o adunare de la țară. Și nimeni nu l-a întrebat nimica. Când s-a gătat adunarea, fratele nostru s-a uitat. S-a luat după grupul masiv de frați, că era adunarea într-un capăt de sat și a început să meargă. Și el mergea în urma lor cu capul în jos și unul intra la o casă, grupul de pocăiți tot s-a împuținat și la urmă a ajuns în marginea satului și unul a mers la vreo 50 de metri, avea o casă pe câmp. Și fratele mergea în urma lui și când ajunge la poartă îi spune, auzi, pacea Domnului. Omul se întoarce. Spune, aș vrea să rămân la voi în noaptea asta, că n-am unde să dorm. Și îmi spunea, povestea fratele Botel, ăla s-a uitat, a făcut, vină frate, și l-a primit în casă. Soția omului alăpta un copil și îi spune, măi nevastă, uite, avem un musafir, vrea să doarmă la noi. Și ea întoarce, spune, Adi Sumanu din camera cealaltă, erau camere mici, știți dumneavoastră, frații mai bătrâni, și pune acolo pe laița aia să doarmă. Și bărbatul pleca să aducă o pernă și Sumanu și fratele Ibotez îi spune, ascultă femeie, dacă o găină a vecinii tale o sărit azi și îți-o scurma straturile și tu ai ocărât-o și ea voia să se pocăiască, că tu te-ai rugat pentru ea și era gata să vină la pocăință și acum ea nu mai vine, femeia a rămas așa. Vine gazda cu sumanul și cu pierna, iar tu, bărbatul, e așa, 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 omul era un om deosebit, lucra Dumnezeu. Ăsta lasă sumanul și pierna și fuge prin sat și îi spune la frat, voi veniți la noi la rugăciune, e noapte de veche. Și o stat frața aproape până spre, după miezul nopții. O lucra Dumnezeu pe fiecare, descoperea, o vindecat pe toți. Și îmi spunea tata, povestea fratele Botez, la urmă conducătorul îi spune, frate, aici nu prea ai condiții de dormit, vină să dormi la mine. Dar un altul îi spune, nu, nu, fratele, vine la mine. Dar el ia sumanul și perna, spune, nu, eu pe laița aia dorm. Ceea ce am avut eu e darul lui Dumnezeu. Aia nu-i meritul meu. Vedeți dumneavoastră, unii fără să știe au găzduit pe îngeri. Duceți-vă cu gândul Avram. Au venit într-o zi trei bărbați la el. Fratele, eu am unde găzdui, nu de asta predic. Dar vreau să vă întreb pe voi, o adunare mare de la Elim. Spune-mi, te rog, când ai fost ultima dată la fratele Adi? Că el acum aici, fratele Mitică, mi-a dat un mesaj că nu poate fi. Și să-i spui așa, frate, dacă mai vine un musafir, îl iau eu duminică. Când a fost ultima dată? Anul ăsta? Luna asta? Sau ai ani de zile de când la voi trec mult musafiri? Poate nu vi de vouă, poate spune fratele Adi, nu domne, îi aranjat, are cine. Dar tu, du-te cu dorința asta, cu cererea asta, du-te la el. Eu odată eram într-o adunare, am fost la o nuntă, am mâncat multe feluri de mâncare în Ardeal. Și nu se mai termina nunta și am spus, măi, oameni buni, da? Eu mă îmbuib, aici vine adunarea, spuneți-mi o adunare aici, în orașul ăsta mare, nu spun orașul. Și m-am dus în orașul ăla mare la adunare și când ajung acolo, am stat liniștit în bancă, nu mă cunoștea nimeni. Ei, dar când o ieși frață, o adunare nu cu mult mai mică decât asta, o ieși toți pe lângă mine, eu stam în prag cu Biblia în mână, cu haina ce bună, eram cu costum îmbrăcat, eram cămașă curată, stam așa în prag, dirijorul de cor a făcut așa la mine, atât. Și eu i-am făcut înapoi și asta a fost toată relația mea cu adunarea. Așteptam să văd, mă întreabă unul, măi, ți-i foame, omule, e drept, eu nu arătam aflământ, că nici nu arăt, dar așteptam să văd ospitalitatea fraților. Frații mei, mașini frumoase, mirosuri frumoase de la surorile noastre, mașini puternice, eleganță, în parcare au plecat toți. Și au rămas o familie, o soră însărcinată, cu un copil de mână și el mai avea un copilaș mai mare. S-a dus la mașina lui, o dat ceruginită, o vorbit ceva și a rămas în ușa adunării. Și a venit înapoi la mine cu spația Domnului, frate, nu vreți să veniți la mine? Și mi-a spus, băi, băieți, băi, din toată adunarea asta numai tu te-ai găsit să mă chem la tine? Și mă întreabă, dar de unde sunteți, frate? Păi eu sunt de la Bosanci, mă cheamă Dragoș. O, ați fost la noi, la adunare, acum chiar veniți. Dar mă, chiar nu vin acum, că eu am familie la nuntă. Și totuși mă întreb, dintr-o adunare mare, numai o familie cu doi copii și ea însărcinată și cu o dacie, numai ăla s-o găsit să mă cheme? Lansez încă o dată întrebarea. Când e ultima dată când te-ai enunțat la comitetul adunării? Frate Mitică, frate Adi, frate Nelu, când mai aveți odată musafiri, eu mă pregătesc. Că unii fără să știe au primit pe îngeri, pentru că primirea de oaspeți are un plus. Că ultimul bărbat a rămas stând de vorbă cu Avram și a spus, Avram, tu ai 99 de ani. De 99 de ani ai o dorință înaintea mea. La anul, pe vremea asta, Sara va ține în braț un copil. Era Dumnezeu a trecut pe la Avram. Aduceți-vă aminte de mai marele ostrovul, care se numea Public. Era bolnav de ordinare, zăcea, tremura în prag. Și vântul l-a aruncat în insula barbarilor, acolo, în Malta, l-a aruncat pe Pavel. Și Pavel s-a dus, a pus mâinile peste el și a adus pe toți bolnavii și a vindecat. Unii fără să știe, o primi pe Sfinți. O femeie din Suceava îmi povestea, frate dragă, am să spun ceva. Eu aveam un copil tare obraznic. Și l-am educat. Și un dat a venit un frate de prin Ardeal, nu mi-a spus de unde, un bătrân de la Ardeal, și l-am pus la masă. Domne, copilul atunci pe masă, atunci sub masă, atunci în pat, atunci trage, atunci varsă, nu m-am mai stăpânit. Și l-am luat și am dat două la fund și fratele îi spunea, dacă ai ști ce duh îl chinuiește, nu l-ai mai bate. Mai bine hai să ne rugăm pentru el. Spune, frate Dragoș, s-a ridicat bătrânul ăla, o întins mâinile peste copilul meu, s-a rugat. De atunci și până astăzi copilul meu este alt copil. E un copil bun, ascultător, îl chinuia un duh de răzvrătire. Vedeți? Unii fără să știe au primit pe îngeri, primiți oamenii lui Dumnezeu. Și exprimarea dragostei stă și în primirea aceasta de oaspeți. Să ne ajute Domnul să o avem. E un plus, un minus. No. Minusul știți care? Doamne, Maria stă și ascultă și eu am de umplut armalele, am de dat cu osperator, spune la sora mea să mă ajute un pic. Când primești un musafir, mai faci curățări, mai pregătești mâncare, mai cheltuiești. Asta e un minus, știi? Și mai este o problemă. Am observat-o eu, mi s-a întâmplat mie. Mulți musafiri am primit, odată trimit acasă vorbă și îi spun la soția, vezi că o să vin cu niște frați. Ea spune să nu mi-aduci pe nimeni. Dar de ce, măi? Măi, un borș am făcut, un pireu aș putea face, n-am nicio prăjitură. Și eu zic, măi, băi nevastă, stai un pic, oamenii ăștia flămând, rup de foame. Borș le-am putea da, niște piftele ai, niște cartofi ai. Și pentru că n-ai felul 3, nu le dai nici felul 1, nici felul 2. Păi le dăm felul 1 și felul 2 și spunem, oameni buni, felul 3, duceți-vă în oraș să mâncați. Că tot e mai bine decât să nu le dai nimic. Unii din voi sunteți gospodine desăvârșite, vreți perfecțiunea și pentru că n-aveți două feluri de prăjituri, nu primiți musafiri nici cu borș, nici cu cartofi, că n-aveți două feluri de prăjituri. Oameni buni, îi primim cu ce avem, ne rugăm pentru ce avem. Odată un grup de studenți, un autocar de la Petroșani, nu numai studenți, o ajung la noi în sat, cunoșteau o familie și au căzut când nu era timp de adunare, au căzut când gospodina era la spital bolnavă, o căzut când prietenul lor tânăr nu era acasă, era numai tata. Și avea o oală de borș. Și mi-a spus, frații mei, plângând, trăiește, are 87 de ani și predică Evanghelia. Frate, m-a uitat la un autocar de oameni, nu știam pe unde farfuriile, am spus tot ce am găsit, am spus, oameni buni, hai să ne rugăm. Au mâncat tot, s-au săturat și unul m-a întrebat, frate, cum e făcut? Da, eu știu cum e făcut. Că era binecuvântarea Domnului. Primiți musafiri, amin. În al doilea rând, tot o demonstrație a dragostei în domeniul material, rămânem aici, versetul 16. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Binefacerea e ce a făcut Avram când a înarmat 318 oameni și l-a scos pe Lot din mâna lui Gedor la Omer. Binefacerea când cineva cade într-un păcat și tu arzi. Binefacerea când cineva e neascultător și tu postești pentru el. Binefacerea când te duci mături, dai conspiratorul la o soră în vârstă. Când îi duci o oală de sarmale, când o ajuți la treabă. La noi tineri sunt organizați că sapă în grădini la bătrâni, le cară apă, le spală rufele, așa fac tinerii de la noi. Asta e binefacerea. Binefacerea când Acuila și Priscila l-au luat pe Pavel la ei și costeau cortul și îl ținea de mâncare. Pentru o vreme a fost asta. La noi înainte se turna temelia la casă cu clacă, se spunea. În adunare se ridica un om și spunea, fraților, dacă mă ajută Domnul, torn temelii la ficior pentru miercuri. Au fost cazuri când toată adunarea miercuri au fost la fratele ăsta. Mi-aduc aminte, am avut un frate bun, Domnul l-a chemat la 55 de ani acasă, au rămas 10 copii orfani și când cel mai mare copil, care e prieten cu mine, mai mare cu 3 ani, o turnat temelia la casă, toată adunarea om de acolo. Te gândeai că e o demonstrație. Și erau frați mai în vârstă din comitet și mergeau pe sub garduri, pe la oameni, să-i lămurească să meargă acasă. Oameni buni, n-avem ce face atâția, îi un pic de temelie, duceți-vă acasă. Și nimeni nu voia să ducă acasă. S-au mirat satul, că până la urmă actul nostru de identitate, ca și ucenici, știți care? Nu implicarea în slujire, nici pregătirea teologică. Spunea Domnul, prin ce vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Prin faptul că vă iubiți unii pe alții. Doamne, ajută-ne! Și voi aveți o istorie. Fratele Mitică spunea că pe acolo pe sus o turnat cu gălețele. Fratele mai bătrân știu, betonul, de mână în mână, așa în șir indian, că s-au mirat Timișoara și autoritățile de ce ați fost voi în stare. Asta înseamnă dragoste frățească. Să ne-o dea Domnul, amin? Binefacerea și dărnicia. Spune în Eclesiastul acolo, aruncă pâinea pe ape, împarte o 7 și chiar o 8, că nu știi ce vremuri vor veni. Eu am o istorie frumoasă, fratele Savu Iacovan mi-a povestit-o. Și poate v-am mai spus-o dumneavoastră, când în Solca a ars o casă, a ars casa până în temelii și a rămas doar o bucătărioară, frați au plecat, părință, erau mulți copii, ca să înceapă să adune, dar un om tânăr, puternic din Cașvana, a pus calul la căruță, fratele Sava mi-a spus cum îl cheamă, dar eu am uitat. A pus calul la căruță, a pus un sac de făină, a pus un sac de cartofi, a pus lănină, ulei, zahăr, mai multe acolo și s-a dus. Eu o găsit pe copiii în bucătăria aceea și le-a spus, măi copii, unii tata? Nu-i acasă. Dar mama nu-i acasă, ei erau plecați să înceapă să adune. Și omul ăsta i-a mângâiat pe cap. Și le-a spus, măi copii, Domnul a îngăduit așa o încercare peste voi, dar voi să-L iubiți pe Domnul, voi o să vedeți că frații o să vă facă o casă mai frumoasă, o să uitați casa veche, să vedeți ce casă frumoasă vă fac frații, dar până vă fac frații casa, întâi aveți nevoie de asta. Și s-a dus în car și o luat, toate le-a pus în mijlocul bucătăriei, o sărutat copiii, i-o mângâiat, o luat pacea Domnului și-o plecat. Și îmi spunea fratele Savu, măi Dragoș, o trecut câțiva zeci de ani, omul ăla puternic a ajuns bătrân. Și când era în anii bătrâneții și a neputinței, eu ars casa. Eu ars casa, eu ars șura, eu ars bucătăria, o rămas gol asupra iernei. Și pe când omul sta odată la 2-3 zile în curte, o oprit o mașină, o coborât niște bărbați puternici și au spus, aici te fratele, da, frate, ne cunoști? Nu vă cunosc, mai. Noi suntem băieții de la Solca, la care ne-o ars casa. Noi trăim în America, frații ne-au trimis cu niște ajutoare, cineva ne-a spus că dumitale ți-o ars casa. Uite, noi avem bani ca să-ți faci casa înapoi, o casă frumoasă, și spunea că unul din ei l-a luat pe fratele bătrân și l-a mângâiat și spunea, frate, rămâi liniștit, rămâi tare în credință, casa îți face înapoi. Și eu întors și mângâierea și eu întors și bani. Asta înseamnă dragoste frățească. Asta înseamnă să nu uiți binefacerea și să nu uiți de dărnicie, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Numai departe de alaltăieri, am primit un îndemn să mă duc la cineva și îi spun soției mei, hai să mergem la o familie. Are 3 copii, de etnie romă, e adevărat. Și când m-am dus acolo, ea zicea cu un picior lovit foarte tare, de afară intri direct în casă. Bărbatul era la lucru și i-am dus mai multe alimente, nu foarte multe, asta nu e o laudă, că i-am dat prea puțin cât îi trebuia. Și ea îi spune la nevastă mea, dacă nu veneai la dumitale la mine, azi nu aveam nimic ca să fac mâncare. Și la noi, Bosanciu, e o comună bună, noi toamna adunăm, nu puțin, mult, tiruri. Și acum în Bosanci avem un depozit mare făcut și ajutăm toți săracii din zonă. Că frații noștri au înțeles un lucru, că binefacerea și dărnicia plac lui Dumnezeu. Avem oameni care se jertfesc saci de cartofi, suntem agricultori, suntem țărani. Și acum dacă vreți la noi, mergeți acum aia în mâine, avem un depozit mare, cărăm de multă vreme, ducem tirul și în Oltenia și în Tulcea și în Vaslui la oamenii năcăjiți. Că au înțeles, frate, că jertfe ca acestea îi plac lui Dumnezeu. De fapt, exprimarea dragostei frățesc în lucrurile materiale. Să ne ajute Domnul, amin? Apoi spune Scriptura așa, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum și voi ați fi legați cu ele, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. O a doua demonstrație este să plângi cu cei care plâng, să suferi cu aceia care suferă, să suferi în trup. Știți, David fugea, desculț, cu capul descoperit, fugărit băiatul lui Absalon. O trecut noaptea pe râul Chidron. Și unul din oameni vine la ei, Itai din Gad, și spune, lasă-mă să merg cu tine. Și el spune, tu ești de câteva zile aici. Unde vrei să mergi? Că nici eu nu știu unde mă duc, măi omule. Rămâi aici în Ierusalim, rămâi cu împăratul. De ce să mergi cu mine? Că să suferi cu mine. Și el spune, nu, unde va fi domnul meu împăratul, voi merge și eu. Și David i-a spus lui Itai, treci înainte. Și Itai cu oamenii din Gad au trecut înaintea lui. Ce-a ales? Să sufere cu prietenul său. Suferință în trup, au vrut să sufere. Frații mei, când fratele Ieremia de la noi a fost luat în pușcărie și au rămas acasă 10 copii, luat în pușcărie, cu dat botezul fără știrea securității. Îmi spuneau frații de atunci, ne trezeam de la 3-4 dimineața, plecam la Ieremia, îi făceam toată treaba, că erau 10 copii. Era vremea de prășit, avea de lucru. Nimeni nu punea sapa în pământ până nu făceam la fratele Ieremia. Toți pocăiți, zeci de pocăiți, îi aranjau toată parcela lui Ieremia. După aia zicea fiecare la ei. A fost o priveliște pentru sat. A fost o priveliște pentru oameni. Ce se întâmplă? Pocăiții îl ajută pe păstorul lor care e în pușcărie pe nedrept. Știau oamenii că e pe nedrept. Când a venit șeful de post, a spus, Badion, îți obligat să spun cătușă. Mirușânii de matale să spun cătușă. Hai vin așa pe lângă mine. Și când au ajuns în temn, s-au vestit cuvântul. Și i-a spus Duhul Sfânt, în data de la ora, te îți dau drumul acasă. Și el îi spune, măi, eu plec de aici, dar voi să vă pocăiți. Și un criminal, un om rău a spus, băi, Ioane, dacă tu te duci atunci în libertate, eu aici mă pocăiesc. Și în data de la ora de, comandantul temniței l-a strigat pe Ieremia, pe Ion, și au venit înapoi acasă și au fost 35 de ani prezbiter la noi în adunare. Dar biserica a suferit pentru ea. Biserica l-a ajutat. Când Petru era în Fapte 12 legat cu lanțuri, Biblia spune, biserica nu înceta să înalță rugăciuni. Biserica a făcut noapte de veche, fără cântăreți, fără instrumentiști, fără invitați. Ei strigau la Dumnezeu, că lui Iacov i-o tăia capul. Și acum dă-ne-l pe Petru, dă-ne-l pe Petru. Toată noaptea au strigat, dă-ne-l pe Petru. Și Dumnezeu din cer i-a spus unui înger, du-te de sneagă-l pe Petru și-l dă-i drumul să ducă. Și când au ajuns acolo s-au bucurat de Petru. Asta înseamnă să suferi și în trup și în suflet. Doi băieți, doi frați, David și Ionatan, legământ de prietenie. Și Ionatan îl ascunde pe David, că David nu a fost la ziua, la masa împăratului. Și spune, dar unde e David? Și vine Ionatan, auzi tata, David a plecat să aducă o jertfă de familie, m-a rugat să-l învoiești. Fiul rău. Samuel, capitolul 20. Fiul rău și neascultător, te-ai unit cu fiul lui Itai împotriva mea, o rușine pentru mine și pentru mama ta. De ce? Că dragostea mai suferă câteodată. Ai o prietenă, ai un prieten, ai un pocăit, ai o colegă pe care o iubești și te ceartă părinții, te ceartă ceilalți, dar tu nu ești rău și neascultător. În tine dragostea să arate. Doamne, dă-ne și nouă dragoste, amin? Și nu mai insist pe domeniul ăsta, că trece mult. Dar o a treia demonstrație e legată de istoria bisericii din Elim. Voi aveți o istorie frumoasă. Mai văd încă bătrâni aici cu capul alb în partea asta. Vine Biblia și spune așa, aduceți-vă aminte de mai mari voștri. Dragostea frățească înseamnă să păstrezi o plăcută aducere aminte de frații dinainte. L-am cunoscut pe bunicul meu, Cernăuț, 25 de ani, 4 ani și 8 luni în pușcărie. L-am cunoscut pe Popovici, condamnat la 26 de ani. L-am cunoscut pe fratele Geniuc, din care 5 ani au executat. Oameni necărturari și de rând, care au adus în părțile Bucovinii pocăința. Au început la noi în sat adunarea cu 3 bărbați și am ajuns să numărăm la un moment dat peste 700 de membri botezați. Din Bosanci, numai în Bruxelles sunt peste 300 de pocăiți, nu mai vorbesc în alte părți, că au fost niște bărbați cu frică de Dumnezeu. Îmi aduc aminte de ei că stăruiam după Duhul Sfânt. Erau niște frați care erau cu darul lui Dumnezeu, care primise botezul cu Duhul Sfânt. Oameni la 60 de ani care răgușau, care strigau, care transpirau, care ne încurajau, de parcă ei ar fi stăruit. Oamenii ăștia am întotdeauna memorie. A demonstra dragostea înseamnă să aduci aminte cu plăcere de frați de mai înainte. Cunoașteți istoria acestei biserici? Învățați-o! Vorbiți frumos de înaintașii voștri, de cei care vă vestiți cuvântul și urmați-le credința, amin? A demonstra dragoste înseamnă a păstra învățătura. I-a aruncat așa un verset, parcă fără nicio legătură, versetul 3. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, că Dumnezeu va pedepsi pe curvar și prea curvar. Nu în context. Deci eu pus Pavel versetul ăsta aici, era o învățătură a fraților noștri. Iertați-mă, dar escaladează, lumea înaintează în adunările noastre. Marile probleme noi le avem la căsătorie. Temelia familiei se lovește acum mai mult ca oricând. Știți dumneavoastră și din întâmplarea din Norvegia, azi am vorbit, fratele Livor, jumătate de oră a vorbit, cu fetița aia care a cântat o cântare și i-a luat toți copiii și ne-a povestit. Cred că în ianuarie voi ajunge până acolo, dacă Domnul mi-ajută. Până atunci rugați-vă, pentru că familia este lovită de diavol. Acum sunt căsătorii de probe, sunt încercări, tinerii nu-și mai păstrează curățenia, puritatea. Și vine Biblia, spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea, patul să fie nezburcat. Biblia rămâne Biblie, Dumnezeu judecă pe curvari și pe preacurvari. Asta e învățătura care am primit-o de la părinții noștri. N-avem voie să mergi în mână. Acum la toate întâlnirile cu tinerii, nu știu la Nădlac ce mă așteaptă. Frate Dragoș, îi voi de sărutat, îi voi să am o prietină la 15 ani, îi voi, eu știu întrebările care pun. La noi eram odată la o adunare generală și cineva s-a ridicat și voia să pui trompet în adunare. Frații bătrâni nu erau de acord și o istoleacă de neînțelegere și un frate mai bătrân s-a ridicat și a spus: ce vor, frate, să pui o zi de post? Că nu o zi de post, eu am înțeles că vor o zi de post în adunare. Nu, nu, frate Gheorghe, vor trompetă. Trompetă, ce le trebuie trompetă? Era un frate, nu, am eu treabă cu trompeta voastră. Dar vreau să spun, atunci când e vorba de unele lucruri, insistăm, dar la altele nu. A demonstra dragostea frățească îți aduce aminte de înaintași, aduceți-vă aminte. Toți evreii începeau să se roage Dumnezeul lui Avram, Isaac și al lui Iacob. Asta e rugăciunea lor. Aduceți-vă cu plăcere aminte de oamenii care au suferit în regimul comunist, care s-au jertfit pe altarul pocăinței și au adus o evanghelie curată până la voi. Aduceți-vă aminte de ei, asta înseamnă dragoste frățească. Înseamnă să le urmăm credința. Iuda, versetul 3. Pe când căutam să vă scriu ceva cu privire la mântuirea de obște, m-am văzut silit ca să vă scriu, să vă luptați pentru credința care a fost dată răsfință odată pentru totdeauna. Faceți așa, frații din Elim, amin? Faceți așa, biserica Domnului, pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Am vorbit de acțiunea dragostei, un gând mai am. Filipeni 1:8. Martorul meu este Dumnezeu. Acum aș vrea să vorbesc de calitatea dragostei, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos. Nu spun că dragostea acoperă totul, suferă totul, rabdă totul. Nu? Așa e dragostea voastră. Roman 12:19. Dragostea să fie fără prefăcătorie și multe altele. Dar în Filipeni 1:8, Dumnezeu îmi este martor că vă iubesc pe toți. Am o întrebare, cu asta închei predica. Voi vă iubiți toți unul pe alții? Că s-ar putea să iubesc pe mulți din adunare, să se uite Domnul la mine și spune: măi, tu cam vamești și păgân ești. Că spune Matei 6, dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată mai așteptați? Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Voi iubiți pe toți? Ne spuneți. Da? Doamne ajută-ne! Dar dacă nu iubim pe toți? Hai să vă spun ce trebuie să faceți dacă nu iubiți pe toți. În primul rând, identificați-i pe cei care nu iubiți. Cum îl cheamă? Hai că din toată adunarea ai unul care te-a supărat. Sau o soră care a spus ceva de fata ta. Eu am avut probleme în adunare. Că doar asta e între frați, nu? Și a venit cineva la mine, unul care mi-a făcut rău mult. Și m-a întrebat: frate Dragoș, tu-l iubești pe fratele X? Dar doar eu sunt păstor și știu să răspund. Am spus: băi, nu-l urăsc. Că eu nu dau raiul pentru fratele X. Dumnezeu îmi martor că nu-l urăsc. El spune: mă, nu asta te-am întrebat, mă. Te-am întrebat dacă îl iubești. Și un pic m-a prins la colț, nu știam dacă chiar îl iubesc. Știți ce? Identificați-i pe toți care nu iubiți. Știți, Domnul, când a chemat ucenicii, l-a chemat pe unul Levi de la vamă, mai mare vameșilor, și a mai chemat pe unul Simon Zilotul. În românește ar fi zelosul. Era o partidă care știți ce făceau zeloșii ăștia? Îi urmăreau pe preceptorii de la bancă, îi urmăreau pe colectorii de văm, pe vameși, ăștia erau cu romani, vânduți romanilor, și luau de la evrei vamă, și luau bani și pesche. Și când aveau ei mult traista plină și îi duceau mai departe, veneau zeloși, un fel de haiduci, ca să nu le spun tâlhari. Și îi urmăreau și luau, totuși dădeau la săraci, erau naționaliști înfocați. Și acum Domnul, când l-a chemat între 12 ucenici, a luat un vameș și a luat un haiduc. Și eu spus, na, voi iubiți-vă unul pe altul, hai, voi sunteți ucenicii mei. Așa cum l-a pus pe Onisim și Filimon, hai și voi doi iubiți, stăpânul de sclav și cu sclavul. Asta e la Elim, la adunare, frate. Eu știu că aici sunt oameni de o înaltă cultură, cu doctorate, cu meserii, cu mari căutare în societatea românească. Dar mai sunt și frați care poate sunt mai neștiutori de carte. Știți cum e a iubi pe toți, frate? Să iubești pe toți la un loc. Spunea la mădularele trupului, alea cu mai puțină cinste le împodobim noi, ca să nu fie nicio deosebire. Când e o masă de dragoste, stă fratele Mitică cu fratele așa, și apoi mai stă și frața aceea de pe ultima bancă, și sora care șterge praful, îi punem așa unul lângă altul, ca să nu fie nicio deosebire. Doamne, dă-ne înțelepciune! Acum când ieșiți, sau până ieșiți, identificați pe cei care nu iubiți. Cum îl cheamă? Că nu mi-a spus. În al doilea rând, rugați-vă pentru ei. Dar o să faceți o rugăciune acum de mulțumire. Ăla care nu-l poți tu iubi, care ai, nu știu ce ai cu el, ei, pentru ăla vreau să te rogi în seara asta. Și fățarnici, a spus Duhul Sfânt că unii sunt fățarnici, putem fi. Dacă nu ești numai tu cu Dumnezeu, e culmea să fii fățarnic. Când te rogi tu cu Dumnezeu, spune, Doamne, eu pe fratele ăsta, pe sora, nu pot iubi, știi ce mi-a făcut? Te rog, dă-i binecuvântarea, Doamne, dă-i harul Tău. Și o să vezi, eu am experimentat, eu nu vorbesc din ziar, eu vorbesc din cele ce mi s-au întâmplat. Oameni care mi-au făcut mult rău, am început să mă rog pentru ei, dar să mă rog. Odată cineva mi-a făcut mie rău, mult rău, o scos vorbe de mine. Dumnezeu a îngăduit în familia aceea o tragedie. Sora a avut o depresie mare, mare. Eu am venit de la serviciu și îmi spune nevasta, știi ce s-a întâmplat cu sora? Uite ea, o ieșit pe stradă, a făcut așa, așa. M-am plecat obosit de la lucru. M-am dus într-o cameră singur și am spus, Doamne, femeia asta are o casă de copii. Dacă el m-a vorbit de rău și așa, ce vină are? Aproape toată noaptea m-a rugat pe ea. Am strigat cu lacrimi către Dumnezeu. Cineva îmi spunea că la dânsa în casă se rugau frață. Și eu ăla vorbit de rău, și ăla păcătos, și ăla rău. Mă rugam cu lacrimi și am strigat, Doamne, ai milă, Doamne, îndură-te. Și Dumnezeu s-a îndurat. Știi că se schimbă ceva în inima ta? Știi că se transformă ceva în inima ta? La rival, la rivalul, la neprietenul tău, să începi să te rogi pentru el. Și în al treilea rând, începe să faci faptele dragostei. Poate sunt frața care i-ai ocolit. E, acum știi ce te rog, când ieși acum în seara la adunare, dacă cineva are ceva cu tine sau tu cu cineva, așteaptă-l în ușa adunării. Spune, pacea Domnului, ce mai faci, frate? Ei, dacă nu, du-te mâini până la el în vizită, să vezi ce ochi face, să vezi ce figură o să aibă prin vizor când se uită cine mă vizitează. Îi sora aceea cu care am avut eu o problemă. Dar așa rezolvați problemele. Asta înseamnă dragoste frățească. Iar înțelepciunea însemna să mă opresc din predică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. S-o vorbit de credință. O vorbi de credință, eu am vorbit de ceva mai mare. Și închei cu versetul 1. Ar fi multe de vorbit la dragoste. Am fost îndemnat să vă predic de aici. Și în încheiere vă spun un singur lucru. Stăruiți în dragostea frățească. Așa cum vă boteza Domnul cu Duhul Sfânt și după aia merg la rugăciune și la stăruință pentru o reumplere, să ne boteze Domnul în dragostea Lui în seara asta și să rămânem plini de dragoste frățească. Amin.